Andrei Dânsu acasă, pe care și am fi 5, da, și n-am fost acolo să mă duc, că m-aș fi dus cu plăcere. V-ați fi dus. Corect, da, vedeți că nu e o mare coincidență? Domnul Paisie, care-i dat agenda cu 20 de ani, acum să ducă cu taxiul. Mă întreabă cineva, cum putea să fiți în permisie înainte de 17 decembrie, de vreme ce în perioada respectivă serviciile secrete militare și ale Ministerului de Interne alertaseră conducerea de partid și pe care, de consecință, toate unitățile opriseră permisiile? Nu. Nu e adevărat. Deci permisele să trec înainte cu o săptămână, două, să pleci. Eu vă spun ce vă întreabă oamenii. Nu, pentru că deci nu eram prea mici în grad și asta. Da, n-aveam noi funcții de deci comandă. Deci cei din funcțiile de comandă erau opriți din partid. Care lucrau la documente de mobilizare. Să mergem cu povestea puțin mai departe. Deci a spus cadavrele, înțeleg, în elicopter, da? În foile alea de cort de care ne-ați povestit mai devreme. Era ca niște sarmale. Eu nu eram nici membru de partid. Ca niște sarmale. Să le stea sarmale în gât acum de prețul la unii și la alții. Sunteți foarte sadic, vă să vă zic că numele trebuie să atunci. Foarte sadic sunteți dumneavoastră. Nu, vi se pare. Da, după ce ați zis că curul pe ea mai știți că era și ca o sarmale bună de Crăciun. Uriașă. După ce ați zis că ajutat-o pe Elena Ceaușescu să nu se mai chinuie. Nu, vă rog frumos. Deci ea curma suferința că făcea mișcări macabre. Domnul Dan, nu sunt sadic. Nici cinic. Folosesc niște metafore pentru, mă înțelege, telespectatorii mai bine după 20 de ani, cum trebuie să le rămână sarmalele acelea uriașe la unii în gât. Nu, dar aveți talentul ăsta descriptiv. Deci închipuiți-vă povestea asasinului Nicolae Ceaușescu. Zice așa că pe muzică... Păi dacă n-ar fi o tragicomedie treaba asta, ar fi ceva normal. Pe muzică de Lambada a tras în cei doi. S-auzea Lambada pe la Târgoviștean, pe la boxe, când a început să petrece. Nu, dar era pe timpul zile, tot timpul auzeam Lambada când se instala. Auzeam Lambada, da. Era Consiliul Fondul Salvării Naționale. Acum radio era Lambada. Dacă toți suntem la capitolul ăsta al ciudățenilor și al coincidențelor, trebuie să afle telespectatorii că dumneavoastră toți cei care l-ați împușcat pe Ceaușescu și pe Elena ar și divorțat de-a lungul timpului. Deci o altă coincidență bizară. Da, ne-am... Eu, dar nu din cauza. Nu din cauza, normal, dar zic de coincidență, da. Da, de coincidență, adică de coincidență asta că m-ați întrebat de ce am schimbat religia. Știți că Elena Ceaușescu, Elena Ceaușescu pe dumneavoastră în primul rând va drăcui, va blestema, nu? Dar pe toți cei care ați omorât-o. Și aici dracu să vă iasă, pe noi toți, mă rog. Deci noi pe timpul lui Ceaușescu nu aveam acces la religie. Deci nu eram prea duși la biserică. Știu, da. Și deci dacă m-a trecut, pentru mine nu avea niciun efect. Da, aveam acces gratuit la sala politico-ideologică, dar Clubul Unității. Acum, știi ce zic românii că de un cutremur când vin inundațiile, toți spun astea, blestem de Ceaușești, dacă am omorât, i-am omorât în ziua de Crăciun. Și Crăciun și nu știu ce, da. Dar de ce nu sunt? Stai să mă gândesc că i-au ajuns oare în rai, la câte bune au făcut. Nu știu, asta trebuie să vină la oameni, să pună la oameni. Dar ce adevărat, v-am zis, unii spun că ar trăi în Cuba, liniștiți, că ne văd acum la televizor, alții... Domnule, nu cred că erau fosile, că erau ei. Să stai acolo unde sunt. Cum să spun, erau mult prea natural ca să fie sosiile lor. Pentru că în fața morții s-ar fi descoperit dacă erau sosiile, ar fi spus. Păi ia, sunt colonelul X sau Y sau da, nu trageți. În fața morții... Ea n-a spus nicio vorbă. Păi nu, erau actori, adică sosii adevărate. A, și sosia se sacrifică. Păi ce erau arabi, ce erau? Domnule, dacă există în realitate, noi ne cerem scuze în fața poporului român și repetăm. Repetăm execuția. De data asta vă promite că nu mai ratăm. Și oare ar mai fi trăit încă 20 de ani? Aia nu știm dacă între timp mai supraviețuiesc. Dar ați văzut, sunt mulți oameni care o duc până la 90 și ceva. Asta e injecție neocomunistă, așa, să placă, să... Totuși e bine că nu ne deranjează nici pe noi, nici pe guvernanți, că altfel era de rău. Sunteți conștient. Acum, e o discuție serioasă pe anumite porțiuni, chiar dacă mai și zâmbim și mai glumim. Dar n-avem cum. Vă dați seama că cel care l-a asasinat pe John Lennon intră în istorie odată cu John Lennon? Cel care i-a sărit la berigăți și l-a împușcat... Ei, acum să nu mă faceți pe mine un fel de Lee Oswald sau... Exact asta am vrut să spun. Jack Ruby și Lee Oswald au intrat în istorie împreună cu Kennedy. Dumneavoastră veți intra în istorie, chiar dacă acum nu, copiii copiilor noștri vor învăța despre perioada modernă și contemporană cu schimbarea de regim, cu asasinarea, că nu va mai fi condamnare, credeți? Nu, asasinat politic. Un asasinat politic revoluționar. Absolut. Absolut. Va fi un asasinat politic, așa va consemna istoria peste 30-40 de ani. Dar sunteți convins că copiii sau tinerii știu așa ceva? Nu, dar vor învăța la școală. Vreți să vă spun că în unitatea militară de unde făceam parte în 2006, când am ieșit la pensie, locotenenți de 25-26 de ani, nici nu știau cine sunt și mergeam pe lângă ei? Dar sunteți convins că numele, iartă-mă, Dane, că numele noastre va apărea în manualul de istorie? Credeți sau nu?
Da. Sigur. Vă la rubrica sigur. Cei care au omorât cuplul dictatorial, cei care l-au ucis. Cei care au executat o sentință. N-ați văzut niciodată. N-a existat niciodată o sentință. Nu vi s-a comunicat niciodată. Bună, rea. Asta a fost dorința. Dorința FSN. Știți că cei care au dus la invocat pe țarul Nicolae, domnul Cârnat. Știți că cei care au... Până și mecanicul de tren care a dus familia imperială acolo unde au și fost în pivnița aia împușcați toți, până și ăla e consemnat în manuale de istorie sovietică. Da, sunt de acord, dar în acel manual spune cei care au avut curajul să le execute pe Sfântul Ceaușescu. Că poate dumneavoastră le dați înapoi. Nu fac judecăți de valoare. Eu vreau să vă întreb dacă sunteți conștienți că ați intrat în istorie. Adică sunteți într-un manual de istorie. Păi, da, dacă nu simțim, dacă... Domnule, dacă... Dumneavoastră acum ce vreți să spuneți? Dacă am venit la OTV, oricum nu am fost decorați, nu am fost. Deci eroi nu suntem, că nu suntem sportivi să fim decorați. Înțeleg eu că ne dați așa mingile la filău, dar le și luăm. Dar aveți copii, domnul Gârghiu? Nu. Nu aveți. Dumneavoastră aveți copii? Da. Și ce le povestiți copilor? Sunt mari? Dumnezeu, am o fetiță... O fată mândră de 26 de ani. De 26 de ani. E căsătorită de 26 de ani și băiatul de 20 de ani. Ce poziție au ei față de cele întâmplate sau ce le-a spus dumneavoastră? Sunt mândri de tatăl lor. Da? Sunt convins de asta. Deci nu vă ceartă, nu zici, tati, de ce l-ai omorât pe Ceaușescu? Dumnezeu, nu, dar mă întreabă alții. Sau, dau un exemplu, e foarte grea postura asta, pentru că acum ne cunoaște lumea de ani, de când dumneavoastră ne-ați făcut, această onoare și cinste de a apărea public, toată presa românească și cea internațională, deci toată mass media, mai abitie ca înainte, dacă te duci într-un loc mai, cu mai mulți oameni, la, hai zicem, într-un magazin, la un restaurant, trebuie să izbucnească cineva ca să, știți, nu poate să uită la tine că ești dita mai namila de om și parcă nu ar vrea să-ți dea cu ceva în cap, nu poate, nu reușește, dar ceva tot spune așa din suflet. Ce bine era pe timpul lui Ceaușescu. Da. Și atunci e sigur că îți vine să te retragi așa. Și de-aia am și acceptat să vin la posturile de televiziune, la în presă, pentru ca să înțeleagă adevărul adevărat, pentru că, apropo încă o dată repet. Doclan, apropo de adevăr, în seara asta, uite, suntem după 4, 5, 6 ore de emisie. Cinstit, cât la sută din ceea ce s-a spus aici a fost adevăr? Sau cât nu ați putut să spuneți? Nu că ați fi mințit. Cât ați omis pentru că v-a obligat viața, v-a obligat istoria, v-a obligat protecția familiei, v-a obligat protecția copilului. Cât la sută nu ați putut spune din ce s-a întâmplat? Domnul Barbu, tot ceea ce am spus este adevărat, atât am putut noi cu capacitățile intelectuale pe care le avem ale momentului să vă spunem, n-am omis nimic, nu am un contract sau vreun... ceea ce vă spunem noi nu se încadrează în legea informațiilor clasificate. Nu v-a tăiat niciodată din memorie, domnul Stănculescu, o fotogramă, un filmuleț, o bucățică de bandă audio din memoria noastră? Nu v-a rugat niciodată Stănculescu, domnul Cârlan, domnul Gheorghiu, nu. Bucata asta, niciodată. Alea 3 minute, scoteți-le, vă rog frumos, de pe memoria dumneavoastră? Nu, ba din contră, în momentul în care, în 1992, m-am prezentat la dânsul pentru că voiam să scriu o carte, deci trebuia să ieșim, aveam probleme. Deci ce se întâmplă? Ne-au lucrat atât de tare neocomuniștii pentru că erau geloși că noi făcusem ceva ce ei nu făcuseră și voiau să ne trimită spre lada de gunoi a istoriei, ceea ce ulterior s-a și întâmplat, dar numai că ne-a adus până aproape de lada de gunoi a istoriei, că noi ne-am refăcut ca pasărea Phoenix, așa ne-am revenit din propria ei cenușă. Deci ideea e următoarea. Stimați domn, făceam castele de nisip la malul mării. Tot ce făceam noi cei 8 era rău. A doua zi se strica, se schimba. Deci ne-au adus într-acolo încât pe mine m-au schimbat de la conducerea unei unități militare, unei mici unități de militare în 1993, în timp ce murise părinții. Deci ne-au lucrat psihologic. Au avut la îndemână toate butoanele și asta nu m-a fost o aparat al Consiliului Politic Superior al Armatei, deveniți acum principalii, dacă vreți, principalii uh,
sunt obosit, îmi cer scuze. Deci, principalii profitori, dacă vreți, ai toate minunățiilor astea post-